Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit din nou la emisiunea Dreptul la Replică. Eu sunt Eugeniu Drubal, iar astăzi invitatul nostru este doamna Marina Tauber. Bună seara! Bună seara! Și vă mulțumesc că ați venit la noi în emisiune. Noi vă mulțumim pentru invitație. Cu plăcere. Doamna Tauber, vrem să începem cu investigația RISE asupra domnului Șor, așa mica investigație pe care au publicat-o ei. Domnul Șor este implicat în astfel de scheme de contraband, nu de contrabandă, dar scheme ilegale în care sunt implicate droguri sau nu? Desigur că nu, și poate dumneavoastră deja ați văzut astăzi și domnul Șor și eu și alți colegi și desigur că întreg partid, noi am ieșit cu o reacție la aceste murdării. Eu pot și noi putem să înțelegem pe toate, dar RISE.md și alte portaluri și televiziuni care au preluat această știre fără verificare o să fie dați în judecată și noi putem să-i promitem tuturor celor implicați că deja bârfa aceasta nu o să fie lăsată așa cum s-a întâmplat astăzi. Noi, din păcate, deja suntem obișnuiți că suntem atacați, suntem invinuiți, suntem blamați. Mai multe chestiuni sunt discutate despre domnul Ilan Șor, despre noi, dar ceea ce a fost scris pe portalul RISE și mai departe preluat de alte portaluri și de alte site-uri, așa cum am zis, întrece toate limite. Și noi, întreaga echipa noastră, vom depune efortul colosal și o să facem tot posibil ca cei care au încercat să denigreze imaginea domnului Ilan Șor prin astfel de știri și prin astfel de informații să răspundă după buchea legii și să răspundă foarte și foarte strict și serios. Ce să ceriți în instanță? Doar dezmințirea sau și ceva financiar? În primul rând, această decizie aparține domnului Ilan Șor. O să vedem care ea o să fie și cum o să procedeze avocații, dar credeți-mă, dacă și o să fie despăgubiri cerute, noi le vom cheltui, eu sunt sigură, pentru îmbunătățirea condițiilor de trai în localitățile noastre. Așa că devine și mai interesant și mai de folos societății ca să-i pedepsim pe cei care distribuie informații false. Eu nu exclud și noi nu excludem că după aceste informații și după aceste știri, în spatele lor stau oponenții noștri politici. Cei de la RISE și cei care au scris asta o să aibă posibilitatea să spună în judecată cine i-a plătit. O să vedem cui noi încurcăm atât de mult și cine se teme atât de mult de Ilan Șor, dacă totuși au mers deja și pe calea atât de murdară. Eu încă o dată vreau să vă spun că eu îl cunosc pe Ilan Șor, pe președintele nostru din copilărie. Și ceea ce este scris în această pseudo-investigație înseamnă că el se ocupă cu droguri din copilărie. Dacă ei nu au analizat cifrele și datele și ceea ce ei au publicat acolo, cu toată siguranța și cu cel mai mare respect față de Ilan Șor și de familia lui, vreau să spun că noi nu vom lăsa ceea ce s-a întâmplat ieri, alaltă ieri, deci de când au apărut aceste publicații. Și vreau să vă spun că trebuie să ne gândim foarte bine la ceea ce se întâmplă la nivelul news-urilor, știrilor false care apar în spațiul mediatic a Republicii Moldova și care distrug viețile, care distrug relații, care distrug imaginea și după nimeni nu răspunde pentru asta. Asta ca și procuratura. Ne-a învinuit, au spus că Marina Tauber a furat sau a făcut ceva, a încălcat legea, eu am fost pusă în izolator, ca peste un an să vină domnul Stoianoglu și să spună, da, noi ne-am greșit. Oare e normal okay. Revenim astfel de chestiuni? Revenim ulterior la dosarele care
planează asupra partidului Short și vreau să ne referim dacă domnul Ilan Short cumva îl știe pe domnul Luncașu, care se află în această investigație a RISE. Și domnul Ilan Short și eu, noi îl cunoșteam, pentru că dumnealui a decedat, îl cunoșteam și inclusiv și familia dumnealui și avem un mare respect față de acest om și față de familia dumnealui și ceea ce este scris și spus despre dumnealui, la fel este informația falsă. Eu sunt sigură în asta. Veți careva afaceri cu, cu familia Luncașu sau nu? Sau ați avut cumva? Eu personal sau da, noi? Da, dumneavoastră. Eu personal nu. Ok. Să ne referim puțin în continuare la starea de urgență care a fost instalată acum nu de mult. Chiar este nevoie de o stare de urgență și până la urmă, ea este legală sau este ilegală? Pentru că totuși vine din partea unui partid inițiativa, dar nu vine din partea guvernului sau din partea președinției, cum ar trebui, da, cum spune legea. Dacă dumneavoastră ați fost atent, dar și concetățenii noștri, această inițiativă a venit chiar din partea guvernului și din partea domnului Ciocoi, care a venit în plenul Parlamentului și a dat propunerea nouă deputaților ca să fie instituită starea de urgență și în același timp să fie oferite într-un fel pârghii de conducere și pârghii de luptă cu COVID comisiei naționale și specialiștilor în diferite domenii, dar și ca noi, deputați, să influențăm pozitiv măsurile care sunt întreprinse de guvern și de comisie respectivă. Nu au fost alte propuneri sau alte solicitări din partea altor partide. Eu nu am în vedere că această inițiativă a venit din partea partidului, dar eu am în vedere că cei care critică instituirea stării excepționale trebuia să vină cu probabil propuneri alternative, ceea ce nu s-a întâmplat. Eu, analizând și eu și colegii noștri din Platforma pentru Moldova, din fracțiunea Partidului Șor, cei care sunt juriști de profesie, dar și specialiștii care lucrează împreună cu fracțiunea, toată lumea este de părere și a fost de părere că ceea ce noi am votat este legal. Altfel noi nu eram să votăm starea excepțională. Tot pot să vă întreb, nu pe dumneavoastră, e întrebarea retorică. Care alte propuneri sunt ca să luptăm mai eficient împotriva COVID-ului și ce trebuie să întreprindem? Cel puțin în timpul acesta, Comisia Națională, Guvernul și specialiștii în domeniu pot să întreprindă diferite măsuri, chiar și în unele cazuri mai radicale și probabil și cetățenii noștri și noi toți devenim mult mai disciplinați, evităm diferite evenimente. Chiar pot să vă spun că la nivel de Parlament sunt evitate și ședințe, ședințele comisiilor. Deci cu starea excepțională, totul lucrurile se mișcă în direcție mult mai corectă. Da, au fost și deciziile comisiei care nu prea sunt în unele cazuri eficiente sau trebuie să fie îmbunătățite. Și noi am venit cu unele propuneri din partea raionului Orhei. Dar hai să nu venim cu critică, hai să venim cu propuneri, hai să venim cu soluții, că până de criticat e foarte ușor. Doamna Sandu, de ce nu a venit ea cu inițiativa oficială scrisă, dar a venit cu sugestii prin Consiliul Suprem de Securitate? Eu tot nu înțeleg, pentru că la ședința Consiliului Suprem de Securitate, așa cum dumneavoastră spuneți, ea a ridicat această întrebare și anume din partea dumneaei a venit inițiativa unui lockdown. Acolo, la ședința aceasta, a fost și reprezentanta noastră a Platformei pentru Moldova, doamna Ruxandra Glavan, care este și specialist excepțional în domeniul sănătății. Fostă ministră a sănătății, care desigur că ne-a povestit și ne-a redat esență. Deci, după părerea noastră, lockdown-ul a fost sau starea excepțională a fost solicitată și din partea președintei și din partea guvernului. Și este logic că noi deputați, dacă nu există alte păreri din partea noastră a Parlamentului, a deputaților, trebuie cel puțin să susținem propunerile care există. Anterior spuneți că nu puteți vota o stare de urgență atât timp cât nu este un plan.
Guvernul nu a venit cu un plan, dar totuși ați ridicat mâna pentru a vota o stare de urgență. Când noi asta spuneam? Noi de fiecare dată votam tot ce era propus. Deci ce ține de stare de urgență, noi niciodată nu aveam opinie alternativă. Dacă nu mă greșesc, asta a fost o reacție a Partidului Șor la declarațiile, la propunerea doamnei Sandu după terminarea, după ședința Consiliului Suprem de Securitate. Nu a fost această reacție. Nu a fost această reacție precis. Noi am spus că noi vom analiza și vom vedea ce facem. Trebuie doamna Sandu să vină, noi trebuie să vedem dacă este legal ca președinta, din punct de vedere nu politic, dar juridic, să vină cu această propunere. Probabil astfel de idei au fost expuse de noi, dar noi eram pentru... Nu era mai bine dacă și guvernul există venea... diferență, eu îmi cer scuze, între lockdown și starea excepțională. Corect. Nu era mai bine dacă guvernul venea cu o listă de acțiuni. Ce vom face dacă vom institui starea de urgență? Uitați-vă, eu mă bucur că dumneavoastră ne-a zis într-un fel ca noi decidem soarta Republicii Moldova. Eu o să vă aduc aminte că partidul politic Șor niciodată încă nu a fost la guvernare. Dar vreți? Fiecare partid vrea să fie la guvernare pentru că astfel putem să realizăm programul nostru. Noi acum nu suntem la guvernare, noi am semnat pentru guvernul domnului Golovatiuc. Atât, suntem în majoritatea parlamentară. La guvernare nu suntem, pentru guvernul Ciocoi nu putem să răspundem, ca și pentru alte instituții. Așa că când dumneavoastră dați această întrebare, ea trebuie să fie adresată mai mult domnului Ciocoi și guvernului dumnealui, dar poziția noastră poate să fie explicată încă o dată, în măsura în care vine guvernul existent. Noi putem să nu fim de acord și noi nu suntem de acord cu acest guvern, dar el există și în timpul războiului mai bine să evităm discuții inutile. A venit domnul Ciocoi, noi am avut întrebările noastre, noi i-am dat aceste întrebări. El a venit cu o singură propunere și pot să spun, fără supărări, eu acum în sensul bun, persoana practic a plâns la tribună că ei nu pot să mai reziste și nu știu ce să fac. Ei vin cu propunere. Nu noi am venit cu această propunere și nu noi suntem partid care este responsabil. Nu este domnul Ciocoi sau alți miniștri exponenții Partidului Politic Șor ori Platformei pentru Moldova. El a propus, noi ne-am sfătuit în echipa noastră, în echipa Platformei pentru Moldova și fracțiunii Partidului Șor. Desigur că cu domnul Ilan Șor am analizat toate indicatorii și tot ce există la moment și am luat decizie că care este sens să nu dăm posibilitatea guvernului și Comisiei Naționale să lucreze. Nu noi am inițiat, noi am susținut propunerea. Dar cei care nu au susținut propunerea aceasta trebuie să fie responsabili în unele momente, pentru că noi nu suntem păpuși în Parlamentul când ridicăm mâna ori nu ridicăm. Trebuie să argumentăm de ce am ridicat mâna și de ce nu am ridicat mâna. Partidul Șor, Platforma pentru Moldova, suntem de legi anticipate sau nu? Partidul Șor, Platforma pentru Moldova, sunt gata de alegeri anticipate. Noi chiar vrem ca mâine să fie organizate alegeri anticipate. Domnul Ilan Șor și echipa noastră am declarat acest lucru încă înainte alegerilor prezidențiale, dacă dumneavoastră țineți minte, și am spus că suntem nu că gata, dar chiar le așteptăm și după sondaje ratingurile noastre cresc. Dar încă o dată vreau să vă spun și dumneavoastră, și cetățenilor, și tuturor partidelor politice, dușmanul nostru comun este COVID. Nu este sens acum să luptăm unul cu altul până nu o să fie soluționată problema pandemiei. Noi nu putem să câștigăm balurile, ratingurile, noi nu putem să ne mirim în legislativ, în guvern, să ne construim carierele și să ne gândim despre ce o să fie în viitor, pentru că la noi deja practic nu există ziua de astăzi. Și alegerile anticipate nu pot să fie organizate cu prețul vieții cetățenilor. Pentru că dacă eu să vă dau întrebare, îmi cer scuze, retorică, dumneavoastră și celor care sunt pentru alegerile anticipate, cum o să fie organizată campania electorală?
cum vom prezenta cetățenilor programul partidului. Cum ei, mai ales oamenii în vârstă, o să meargă la votare? Spuneți-mi, tot, mă rog, fără vaccin. Tot o întrebare retorică. Cum au fost organizate alegeri prezidențiale în noiembrie anul trecut, în timpul pandemiei? Deci, cum s-a ajuns la corectă cetățeni? Întrebare. Dar nu partidul politic Șor a luat decizie că alegerile prezidențiale trebuie să fie organizate în noiembrie. Asta nu este decizia noastră și ce pentru ce nu putem să fim responsabili, vă rog să nu fie pus pe umerele noastre. Vă acuză colegii din alte fracțiuni că ați votat stare de urgență doar pentru a evita alegerile anticipate. Ei pot să ne acuze în orice, așa cum a făcut astăzi și Rais. Asta ca și cum eu acum, în emisiunea dumneavoastră, profitând de ocazie că suntem live, o să spun orice eu vreau despre oponent politic, X, Y sau Z, fără ca eu să răspund pentru informație și fără ca eu să vă reprezint dovezi. Nu este corect. Așa? Eu tot mă adresez la cei care noastră îi menționați acum. Din ce motiv ei ne acuză că acest lucru s-a întâmplat din motive politice? Eu v-am argumentat de ce noi am votat. Și dacă dumneavoastră aveți alte argumente, nu dumneavoastră, dar cetățenii, vă rog să ne spună cetățenii, pentru că ei trebuie să judece activitatea noastră, dar nu cei care stau și nu fac nimic în Parlament, fiind delegați de oameni. Partidul Șor, Platforma pentru Moldova, a solicitat ajutor din partea Israel cu privire la vaccin. Răspuns ați primit sau nu? Desigur, noi suntem în comunicare cu colegii noștri din Israel și din câte dumneavoastră probabil ați văzut și ați înțeles, de noi a fost solicitat nu doar ajutor la nivel de vaccini, dar la nivel și de informație, de strategie, de specialiști care poate să vină la noi. Urmează în zilele cele mai apropiate să venim cu informații mai exacte și cu prezentarea viziunii noastre pe acest subiect. CoronaVac e bun sau nu e bun? Îl nu vreți? Sunt specialist. V-ați vaccinat cu el sau nu? Dacă l-aduce guvernul. Eu nu m-am vaccinat în genere. Până la moment, pentru că nu am această posibilitate, din păcate. Dar ceea ce ține de această vaccină nu pot să mă expun pentru că nu sunt specialist în domeniul și nu am reușit, sincer vă spun, să citesc toate recomandările și toată informația despre această vaccină. Nu vreau să spun că este bună sau este rea ca să induc în eroare pe cetățenii noștri. Guvernul trebuie să cumpere aceste 400.000 de doze sau nu? Eu cred că guvernul trebuie să găsească soluția cea mai rapidă și cea mai optimă, să cumpere cele vaccine care deja sunt aprobate de Uniunea Europeană și cele vaccine care deja sunt într-un fel testate foarte bine. Vorbim despre Pfizer, vorbim despre Moderna și eu mă gândesc și chiar ne adresăm la doamna președintă Maia Sandu, că ea, având relații într-adevăr excelente și relații de cel mai înalt nivel în țările străine, în Uniunea Europeană, în America, să ne asigure nouă națiunii noastre, Republicii Moldova, vaccinurile anume Pfizer ori Moderna. Eu sper și cred în tot suflet că relațiile dumneiei o să ne ajute să combatem coronavirus și că ea o să depună efort la maxim ca să discute cu parteneri internaționali anume acest subiect în primul rând. Probabil aceste concerne foarte mari pot să fie totuși comunicate, ori pot să fie totuși întrebate de politicieni de rang înalt din SUA, din Uniunea Europeană, ca să ne ajute nouă, Republicii Moldova. Cred că 1.000.000 de vaccinuri este posibil de găsit. Sputnik V, Rusia se spune că va face o tranzacție, o donație pentru Republica Moldova cu un lot de vaccin Sputnik V. Însă coincidență, o parte, lotul, un alt lot refuzat de o țară din Uniunea Europeană a fost returnat Rusiei.
Cunoașteți cumva dacă este același lot care urmează să fie donat Republicii Moldova sau nu? Eu nu cunosc nimic despre asta. Am auzit doar informațiile pozitive despre vaccina Sputnik. Iată ceea ce eu am auzit din partea medicilor, din partea specialiștilor, ceea ce am citit și eu, iarăși nu pot să mă expun pentru că nu sunt medic și specialist în domeniu, dar despre vaccina Sputnik deja există mai multe informații, da, și aprobările necesare la nivelul Uniunii Europene și altor organizații care sunt necesare în acest sens. Cum priviți că unii deputați, unii președinți de raioane se vaccinează înaintea medicilor? Uitați-vă, eu mă bucur că noi putem să arătăm exemplul cel mai bun la nivelul raionului Orhei, unde deținem pârghii administrative și unde suntem la puterea absolută, că campania de vaccinare a mers strict după normele și regulamentele, așa cum a fost predescris. Nu a fost nicio abatere. Noi chiar am fost și primii prin raioanele care se vaccinau. Ceea ce ține de alți președinți sau alți funcționari, la general nu vreau să comentez, este sănătatea fiecăruia și eu nu știu de ce ei așa au procedat, având în vedere că există mai multe speculații și mai multe informații false, așa cum astăzi sau ieri sau alaltă ieri s-a primit cu RISE. Eu nu știu la ce pot să mă refer și în ce informație pot să cred ca să învinuiesc un om ori alt om. Dar eu cred că noi, în primul rând, toți trebuie să ne gândim despre medicii, despre învățători și despre oamenii în vârstă și ceea ce este scris în deciziile comisiei, ceea ce este regulamentar într-un fel și pentru ceea ce vin vaccinurile, pentru asta ele și trebuie să fie utilizate. Doar este important ca noi să dăm de înțeles foarte concret și foarte clar oamenilor care este acest regulament. Și dacă prima categorie, de exemplu, a refuzat, cine poate să se vaccineze? Eu, din câte am înțeles, toate aceste scandalurile s-au produs atunci când nu era clar un pic foaia de parcurs în acest sens. Dar iarăși, eu nu pot să răspund pentru acești oameni. Noi răspundem în situația aceasta pentru raionul Orhei și ne bucurăm că împreună cu echipă am reușit și să informăm oamenii, locuitorii raionului Orhei, că este important să te vaccinezi, că nu există riscuri pentru sănătate și alte povești care noi toți am auzit, mai ales și în localitățile rurale, și că totul, campanie de vaccinare a mers așa cum a fost scris conform buchii legii, într-un fel. Povestea lui Nicolae Ceauș, sunteți la curent cu ea sau nu? Din cele citite, din cele analizate, așa cum probabil fiecare din noi. Ce pedeapsă trebuie să primească cei de la Pace? Sau ei nu sunt, nu ar trebui să fie pedepsiți pentru faptul că a stropit pe cineva cu verde de briliant? Eu, în genere, nu înțeleg acest act de vandalism asupra vieții altui om. Dacă acest om va rămâne fără vedere, eu nici nu știu cum să comentez ce pedeapsă poate să fie aplicată. Dar noi nu trebuie să uităm, oameni buni, noi trebuie să rămânem oameni. Cum tu poți să încerci ca să-ți fac PR? Apropo, aici putem să facem analogie și cu aceste noutăți și cu aceste știri murdare. Cum tu poți să faci ceva, ceea ce poate să distruge viața altei persoane, așa cum s-a întâmplat aici. Așa că sunt organele competente. Eu, iarăși, nu cunosc circumstanțele, dar nu este normal să procedăm cu astfel de flash mob-uri care sunt periculoși pentru viața altor persoane. Politic este domeniul foarte bun, dar haideți să nu întrecem orice limită. Vreau să referim puțin în continuare la alegerile anticipate, viitoarele alegeri anticipate. Pe data de 15 aprilie, acum câteva zile, Curtea Constituțională va analiza demersul doamnei Santa, putem să-l numim așa. Cum credeți, va fi dat câștig de cauză doamnei Sandu sau
va fi altă decizie? Eu cred că Curtea Constituțională, în primul rând, trebuie să ia decizie legală și cei care o să ridice mână iarăși sau o să ia decizie, trebuie să o ia cu toată responsabilitatea și pentru ceea ce se va întâmpla în următoarea perioadă de timp în Republica Moldova. Așa că trebuie să fii atenți. Legea, eu cred că este scrisă foarte clar. Există mai multe poziții a Comisiei de la Veneția și a altor instituții care sunt competente în acest sens. Eu sper din tot suflet că o să fie luată decizie corectă, bună pentru Republica Moldova, dar nu pentru interesele cuiva. Câte mandate ar putea avea Partidul Șorș, Platforma pentru Moldova, în urma alegerilor anticipate? Noi pretindem la majoritate. Toți pretind la majoritatea, dar noi realitatea... credem că, având în vedere ultimele sondaje, și cred că și dumneavoastră a citit că acum deja suntem pe locul 3, ceea ce înseamnă că chiar dacă alegerile o să fie peste 3 luni sau peste 6 luni, ratingurile noastre cresc, așa că cifra de 51 de mandat este una foarte reală. Ce a discutat Igor Dodon și Ilan Șor la crearea actualei majorități? Eu nu știu despre discuția aceasta nimic. Dar a fost ea, discuția aceasta sau nu? Care discuție? Între Igor Dodon și Ilan Șor? Eu nu cunosc nimic despre această discuție. Cine a discutat cu Igor Dodon, cu Partidul Socialiștilor, când s-a creat majoritatea? Inclusiv eu, inclusiv noi toți discutăm cu Partidul Socialiștilor practic în fiecare zi, pentru că sunt ca și cu alte partide, pentru că sunt sumedenii de întrebări la nivel de Parlament și unii vin cu propuneri. Domnul Șor nu a discutat, pentru că el este președintele fracțiunii, dacă nu El este președintele fracțiunii și el discută cu diferite persoane, dar dumneavoastră ne-ați întrebat cine discută. Desigur că președintele fracțiunii, președintele partidului, inclusiv și noi discutăm în fiecare zi cu colegi, pentru că este un proces normal de negocieri sau de a discuta lucrurile care trebuie să se întâmple sau se vor întâmpla în Parlament. În discuțiile cu Igor Dodon, ați avut dumneavoastră discuții cu domnul Dodon? În unele cazuri noi discutăm ceea ce a fost în Parlament cu domnul Ilan Șor la ședințele noastre cu platforma și fracțiunea Partidului. Dar dumneavoastră ați discutat cu domnul Dodon sau nu? Ce anume? Eu l-am când văzut a fost, pe, când a fost creată... Eu l-am văzut pe dumnealui, iată, recent în Parlament. De exemplu. Dar și desigur că am spus bună ziua unui altuia, desigur. A fost ședință comună Șor pe SRM când s-a format alianța? Noi nu am făcut ședințele comune, dar încă o dată vă spun, în unele cazuri noi venim unul la altul și discutăm unele subiecte. Uh-huh. Dar au fost careva înțelegeri între Partidul Șor și PSRM pentru a vota guvernul Golovatiuc sau nu? Poate eu nu am înțeles întrebarea, dar noi împreună cu Partidul Socialiștilor am creat majoritate care a semnat, nu coaliție, dar majoritate parlamentară care a semnat pentru domnul Golovatiuc și cu siguranță suntem gata împreună cu Partidul Socialiștilor să votăm acest guvern. La care ministeri pretinde Partidul Șor? Noi nu am discutat niciun minister. Noi pretindem pentru îmbunătățirea situației în Republica Moldova și în fruntea fiecărui minister trebuie să fie specialiști, tehnocrați și poți fi și oameni din politică, dar important ca să fie specialiști. Da, să reformulez întrebarea. În care ministere profesioniștii din Partidul Șor s-ar regăsi mai bine? Noi putem să fim în diferite ministere, practic în toate, reprezentanții noștri pot fi, pentru că membrii din echipa noastră nu sunt doar cei care, de exemplu, sunt partea companiei, platforme și a partiunii, deși fiecare din colegii noștri deputați au experiență excepțională și sunt specialiști în domeniile lor. Totodată, încă o dată vreau să reiterez faptul că noi nu am discutat în ce ministere o să fim și în genere dacă o să fim. Pentru noi este important ca să fie instalat, votat, guvernul plenipotențiar cu drepturile depline și să ieșim din situația de criză a țării noastre. Dacă o să fie anumite propuneri de un minister, vom discuta, dar la momentul actual
nu este important, nu este obligatoriu și nu este principal în ce minister noi o să fim. Guvernul acesta trebuie să scoate Republica Moldova din criză și încă trebuie să găsim oamenii curajoși, ca așa cum este domnul Golovatiuc, care o să poată să conducă această criză. Pentru că noi am văzut că unii parcă au fost pregătiți și gata, dar când au înțeles cât de greu este treaba, au ieșit din situația foarte repede. Dumneavoastră, ce specialitate aveți? Eu am specialitatea și administrarea publică, dar există o experiență foarte mare și profesionistă și la nivel de administrație în domeniul sportului. Cum credeți? Ce minister vi s-ar potrivi? Eu nu m-am gândit la asta, sincer vă spun. Dați vrea? Pentru carieră profesională. Eu mă bucur cu ceea ce fac acum și chiar îi sunt recunoscătoare și domnului Ilan Șor, în primul rând, și colegilor din partid. Și acolo unde o să mă delege președintele nostru, Ilan Șor, și echipa partidului și echipa Platformei pentru Moldova, eventual am în vedere, o să fiu bucuroasă și o să fie onoare pentru mine, indiferent de domeniul, dar desigur că acolo unde o să pot, fac față. Dacă nu mă greșesc, împlinesc acuși 2 ani de la plecarea domnului Plahotniuc din țară. Dumnealui, mai decideți ceva în țara asta sau nu? Eu nu cred că dumnealui este în genere cointeresat în politica moldovenească, deși e păcat. Vă spun cu toată sinceritatea, știu că probabil mâine, poi mâine o să fie milion de titluri și milion de blamări, dar haideți să comparăm situația când a fost domnul Plahotniuc în țară și când el nu este. Cât dizordine, haos și neînțelegere ce o să fie mai departe. Da, dumnealui a făcut foarte mult, având un partid foarte puternic, care practic deja nu mai există. Și dacă să analizăm proiectele bune pentru țară, care au fost implementate sub ghidanța dumnealui, proiectele sociale, de infrastructură, drumuri bune pentru învățători, pentru medici, diferite. Atunci noi vom vedea că țara a avut un viitor și a avut în sine oamenii care vor dezvoltarea Republicii Moldova. Acum, în afară celor rămase de aceste proiecte bune din partea dumnealui, nu știu dacă putem să discutăm ceva decât probabil pot să comentez, pentru că am auzit asta și în teritorii, că oamenii vor foarte mult ca domnul Plahotniuc să revină înapoi în țară și să participe în viața politică, pentru că a fost un gospodar bun și a putut să facă multe lucruri foarte utile pentru Republica Moldova. Vorbesc și pentru cetățeni, vorbesc despre proiecte, pentru că noi trebuie să discutăm despre meritele fiecăruia, nu pe baza scriselor în RISE sau în alte știri false. Noi trebuie să vedem ce a fost în perioada persoanei când el a fost în funcție cu tare și cu tare. Și fiecare poate să-și facă concluzie. Dacă revine domnul Plahotniuc în viața politică din Republica Moldova, s-ar găsi un loc în partidul Șor? Eu nu știu dacă dumnealui o să fie de acord. E întrebarea foarte interesantă. Trebuie în primul rând să discutați cu dumnealui. De ce tot întrebi domnul Plahotniuc? Dar noi avem un respect deosebit față de domnul Plahotniuc, pentru că a fost, și din câte eu înțeleg, că este un om de afaceri de succes, care a făcut posibile mai multe lucruri care au fost practic imposibile în țara noastră, dar și în alte țări. Desigur că vorbesc în sensul bun a cuvântului. A adus mai multe proiecte și mai multe implementări frumoase în țara noastră și este persoană care cunoaște ce înseamnă management și nu doar politică. De ce vă întreb de domnul Plahotniuc? Pentru că se spune că cei plecați din PD în Pro-Moldova sau Partidul Șor pentru Moldova ar fi inițiativa lui. Și erau sume de 350.000 de euro pentru plecare. Sunt sume mici sau sume mari? Eu nu cunosc nimic despre asta și chiar vreau să vă spun că nu au existat
sume, nu exact, nu a existat aceste propuneri, ceea ce spune domnul Filip, care este invidios și care a înțeles că lumea a fugit de la el, nu de la Plahotniuc, nu de la Vladimir Gheorghe, dar de la el au fugit, pentru că el nu știe cum să conducă partidul. Și aici, dumneavoastră, desigur că puteți să vă adresați la colegi, dar eu cu toată siguranța și cu toată stima și respect față de colegii noștri din Platforma pentru Moldova, vreau să vă asigur că nu a fost nicio sumă și tot ce există în spațiul mediatic, la fel este, sunt bârfe și sunt informații false pentru de a denigra imaginea sau cumva de a-i deranja pe colegi deputați din Platforma pentru Moldova. Deja toată lumea râde de aceste povești al lui Jizdan și al lui Filip, cei care sunt loseruri number one în parlamentul nostru. Cum priviți nouă partid politic? Nici nu știu a cui loc e primul. Platforma Da sau Jizdan și Filip, pentru că nici nu vreau să-i numesc Partidul Democrat. Partidul Democrat asta nu e ceea ce reprezintă ei. Preferabil să nu facem unele catalogări la persoane. Cum priviți crearea unui nou partid al domnului Chicu? Până ce nu tehnocrat? Știu ce să spun despre acest partid, văd că și domnul Chicu și doamna Durlășteanu și-a făcut PR-ul la maximum pe spatele altor partide, inclusiv și pe spatele nostru, în situația dată cu semnarea pentru dumneaei și după apariția diferitor reacții din partea dumneaei. Ce o să poate să facă acest partid? Ce o să poate să facă domnul Chicu, care până acum la postul lui de prim-ministru nu a făcut nimic și etc.? Nu știu. Vom vedea. Am văzut o emblemă destul de simpatică. E bine sau poate nu e bine. E chiar ridicol că toate partidele, sau mai multe din ei, încep activitatea lor de la desenarea simbolurilor sau desenarea logourilor, dar nu de activitatea propriu-zis. Vreau să ne referim la dosarele care planează asupra celor din Partidul Șor. Ce cunoașteți dumneavoastră despre ancheta privind trecerea ilegală a președintele formațiunii domnului Lanșor? La ce etapă este și dacă a ajuns în alte instanțe mai departe? Deci, să comentez foarte mult, probabil nu o să pot, doar că pot să spun că dosarul domnului Șor a fost și rămâne presiunea politică. Dacă dumneavoastră o să mă întrebați de ce în judecătorie, Cahul, una ori alta, eu să vă spun, eu nu cunosc. Aceste întrebări trebuie să fie adresate judecătorilor, procurorilor, celor care scriu acolo sub dictarea cuiva. Cine influențează? Cine dictează? Sunt mai mulți actori din spatele acestor decizii și, în primul rând, cei care au furat, într-adevăr, miliardul. Și unii din ei deja au ieșit la libertate, unii din ei deja ne fac reguli în țară. Eu cred că și procuratura cunoaște foarte mult, dar nu vrea să spună și nu dea voie domnului Ilan Șor să spună, iată, vedeți ce investigații deja scot ca cumva să fie denigrată imaginea sau să fie pus presiunea asupra domnului Ilan Șor. Din ce motiv? Pentru că vin alegerile anticipate și lumea înțelege că noi o să fim la guvernare. Cine face regulile în țară? Sunt mai multe personaje care, inclusiv și din străinătate, dumneavoastră vedeți că ambasadorii încearcă să ne spună cum noi trebuie să trăim. Ambasadorii încearcă să spună presiunea pe judecătorile noastre. Dumneavoastră domnul Mihalco, de exemplu. Dumneavoastră a spus că cei care au furat miliardul au ieșit de la pușcărie și încearcă să facă... Am spus inclusiv. Inclusiv. Cei care au furat miliardul, cu ei trebuie să se ocupe procuratura. Eu nu sunt procuror și eu nu vreau să procedez ca alți deputați în Parlament să spun eu aceste nume. Eu nu am venit în Parlament pentru declarații sonore. Eu am văzut care a fost situația în cazul unor persoane care au fost invinuite și după cumva au nimerit în libertate foarte repede când era interesant cuiva. Cui? Eu nu cunosc. Eu nu mă ocup cu
cu dosarul miliardului, pentru că pentru asta există Procuratura Generală și alte organe competente. Uh-huh. Dar ceea ce vreau să vă spun, că ambasadorii internaționali nu pot să pună presiune pe justiția moldovenească. Ceea ce face domnul Mihalco, eu nu știu, am înțeles că există și alte presiuni asupra procuraturii din partea domnului Hogan. Deci tot asta noi am auzit, dar ceea ce ține de domnul Mihalco, noi clar am înțeles asta și noi clar am auzit declarațiile lui. Nu poate să-și permită așa ceva un adevărat diplomat și noi suntem recunoscători Uniunii Europene și Statelor Unite și lumii internaționale sau societății internaționale pentru susținerea, pentru sprijinul acordat, pentru tot ce a fost făcut pentru Republica Moldova, dar eu știu că și ei, sincer, nu vor ca cineva să se implice în afacerile interne altei țări. Nu poate fi admis așa ceva. Acestea sunt chestiunile sau lucrurile noastre interne. Noi suntem stat suveran și independent. Cineva de acolo nu poate să ne dicteze. Dinu Plângău spune că Ilan Șor își pregătește revenirea în Republica Moldova. Da, Dinu Plângău a spus acest lucru. Eu nu vreau să pun accent pe cuvântul revenire, pentru că domnul Ilan Șor este cu noi permanent și el conduce partidul și este mult mai activ din mai mulți deputați, chiar dacă nu este prezent în spațiul public. Revenirea în spațiul public, eu aș formula. Dar el este Republica Moldova, da? Așa. Eu nu o să vă răspund la această întrebare, pentru că răspunsul la această întrebare este sau reprezintă pericol pentru domnul Ilan Șor. Așa că eu nu o să vă răspund, dar vă spun că Dinu Plângău, măcar o dată în viața lui, a avut dreptate. Revenirea în spațiul public o să fie în cel mai scurt timp și atunci o să fie foarte vesel celor care au încercat să pună presiune și pe Ilan Șor și pe noi. Pentru că mai multe adevăruri o să iasă la iveală. Vreau să-l provoc pe domnul Șor că într-o dimineață să fac un live pe pagina sa de Facebook și să țin în mână un ziar din aceeași zi de dimineață, dacă e posibil. Eu îți transmit. Ok. Deputatul Dumitru Alaiba a declarat că a obținut un răspuns de la procuror, precum că semnătura lui Ilan Șor pe un proiect de lege este falsă. Cine semnează în locul domnului? Eu nu cunosc ce acolo a obținut domnul Alaiba. Eu personal am vorbit cu procuror pe acest subiect, fiind persoană responsabilă pentru astfel de corespondențe și pentru ceea ce ține de secretariatul fracțiunii. Așa că eu nu știu de unde a apărut și informația aceasta falsă. Acest document a fost semnat de domnul Ilan Șor, a fost transmis prin calea legală, pentru că acum există multe căi legale și după eu personal am pus-o pe masă în fracțiune și toți deputații au avut posibilitatea să semneze. Așa că, iarăși, Dumitru Alaiba, poate întreba, fizica a ajuns la domnul Șor hârtia sau nu? Nu, sigur că, dar cum lumea semnează actele? Cum lumea semnează actele? Cu mână și cu pixul. Da? Altă cale. Există și alte posibilități, dar doar legale. Ok. Dar Dumitru Alaiba, în general, am întrebarea, dar Dumitru Alaiba în Parlament a făcut ceva decât a criticat sau a investigat ceea ce este legat de Ilan Șor? Probabil. Nu o să spuneți, nu o să ziceți colega lui. Câte inițiative au avut? Eu nu sunt colega lui, slavă Domnului. Că nu sunt colega lui. Da, eu nici de Parlament nu vreau să fiu colegă cu astfel de deputați. La început ați vorbit despre dosarele asupra dumneavoastră și asupra doamnei Apostolova. Da, pe 2 decembrie a fost ridicată acuzația asupra dumneavoastră și asupra dumneiei. Acum vedem că alți doi deputați au fost pus sub acuzare. Motive sunt? Politice. Presiunea politică. Acum a venit doamna Sandu la domnul Stoianoglu și a spus, ăsta, puneți-i dosar? Sau cine a venit? Eu nu spun că personal doamna Sandu, sunt de diferite actori politici care pun această presiune. Și în primul rând cei care au fost implicați în furtul miliardului, pentru că nu vor ei să răspundă pentru cele făcute. Dar eu vă dau exemplu, dacă lumea nu crede, vă dau exemplu. Noi am fost invinuiți, arestați,
puși în izolator practic în 10 minute. Deci tot asta s-a întâmplat atât de brusc, atât de repede, parcă suntem cei mai mari infractori de pe planetă. Ca peste un an să vină domnul procuror și să spună, da, procuratura s-a greșit. Noi ce, suntem în grădiniță? Oameni buni, hai să fim serioși. Noi o să mergem în judecată, noi o să cerem pedeapsa cea mai strictă și cea mai dură pentru oamenii aceștia. Pentru că dumneavoastră nici nu vă imaginați ce au retrăit familiile noastre. Pentru ce? Asta nu e gluma, asta nu este un joc. Și cei care au făcut încălcarea aceasta și abaterea de la lege și au permis astfel de acte de corupție, pentru că ei au făcut asta pentru plată, este clar. Ei o să răspundă. La fel o să răspundă și în cazul domnului Jordan și domnului Olanu. Peste jumătate de an, peste o lună, peste trei luni, la fel o să vină cine o să fie procuror general, pentru că și ei la noi se schimbă destul de repede și eu știu că există deja presiune că vorbesc în așa mod asupra mea. Eu o văd, eu o înțeleg și poate în câteva zile o să vă spun și în public despre aceste presiuni. Dar eu o să continui, o să vorbesc despre Institutul Procuraturii, că este unul neprofesionist. Și noi am declarat războiul procuraturii, nu generale, dar celor care încalcă legislația pentru saci de bani ori pentru interesele politice. Nu poate fi învinuit omul dacă nu există dovezi. Și faptul că colegii noștri, domnul Lanu și domnul Jordan, au fost puși sub învinuire ca pentru două zile deja să fie în libertate, înseamnă că asta a fost doar presiune politică. Ei vor să ne distrugă în ziua aceasta, în aceste două zile când tu ești în izolator, da, orice persoană poate să fie distrusă. Eu vă declar asta și eu vă spun asta. Dar noi suntem puternici, noi o să trecem prin asta, dar pedeapsa pentru oamenii care au făcut această crimă împotriva noastră și împotriva lui Ilan Șor, împotriva familiilor noastre, ei o să fie pedepsiți, conform legii, desigur că. Ce presiuni sunt date spre dumneavoastră? Mai multe presiuni. Astăzi nu o să vorbesc. Din partea organelor competente. Inclusiv și pentru ceea ce eu am declarat și am spus atunci în ședința Parlamentului, când am avut luare de cuvânt și când am dat întrebări în sala Procuraturii Generale. O să vorbim un pic mai încolo despre asta, dar societatea să știe despre aceste presiuni, pentru că data trecută, când am fost arestată, eu tot din timp spuneam despre existența acestor presiuni. Lumea nu credea și a văzut ce s-a întâmplat. Sperăm că nu o să ajungem de data aceasta la astfel de acțiuni, dar noi în fiecare zi. Presiuni sau amenințări? Gata. Și presiuni și amenințări. Când o să fiu gata, eu o să ies cu această informație. Astăzi nu sunt gata, dar eu nu spun nici în cuvânt în viața mea, fără dovezi, ori fără bază existentă. Vă temiți pentru viața dumneavoastră? Eu în fiecare zi rog pentru sănătatea și viața celor apropiați și sper că tot o să fie bine cu mine. De exagerat, nu vreau, dar sincer vă spun, când am fost în izolator, eu mă temeam de viața mea, pentru viața mea. Vreau să ne referim acum la cele 100 de zile de când se află doamna Sandu în funcția, în fruntea președinției. Ce notă dați? De la 1 până la 10. Știți, eu tot nu aș vrea să fiu ca alți politicieni ori alți deputați. Nu vreau să dau critică goală sau să vorbesc doar de rău despre un actor politic ori alt actor politic. Eu aici prefer ca cetățenii noștri care au votat cu doamna Sandu în calitate de președintă și în calitate de partid care are mai multe mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova să fac concluziile lor. Există programul doamnei Sandu ca liderul atunci a partidului PAS și a blocului acum. Și există ce s-a întâmplat după acești ani în Parlament din partea blocului acum, care deja, apropo, nu mai există, deci asta deja este o promisiune care nu a fost executată, ei au intrat ca platformă în Parlament și există programul electoral al doamnei Sandu în alegerile prezidențiale. Există 100 de zile, deci 3 luni. Acum întrebarea este adresată cetățenilor. Dacă a executat, a îndeplinit
aceste promisiuni, măcar la un anumit nivel. Eu înțeleg că nu poți să faci deodată tot, dar din momentul când ei au ajuns în Parlament, dumneaei a fost și prim-ministru și partidul dumneaei a fost la guvernare, deci câte ceva deja trebuia să fie implementat. Dacă dumneavoastră vedeți că da, înseamnă că trebuie să fie notă bună. Eu nu văd și există încă o problemă cea mai mare, cred că. Acum toate scopurile noastre sunt direcționate spre combaterea coronavirusului și spre îmbunătățirea situației în domeniul economic, social și a sănătății. Spuneți-mi, vă rog, există vreun rezultat concret din partea doamnei Sandu în aceste 100 de zile pentru combaterea coronavirusului? Da. Poate fi întrebare retorică. Dozele din partea României. Un rezultat. Nu știu dacă acestea sunt anume meritele dumneiei, dar nu cred că este suficient pentru întreaga. Dacă aduci un milion de doze din partea Uniunii Europene, cum a solicitat la începutul emisiunii, e meritul doamnei Sandu sau nu? Dacă prin negocierile cu dumneiei, da, dar dacă mâine eu solicit din partea Uniunii Europene un milion și cumva ajunge în Moldova, de ce asta trebuie să fie meritul doamnei Sandu? E meritul dumneavoastră, dacă ea solicită cum a solicitat din partea României, e meritul dumneiei sau nu? Bine, noi suntem foarte recunoscători, desigur că România, în timpul acesta noi încă am pierdut 60 de milioane de euro din partea României, asta cui merit? Asta e deja în ghilimele, da, tot e întrebare, dar aceste vaccinuri, este bine că au ajuns în Republica Moldova, dar eu vorbesc despre rezultat totuși mai global pentru mai mulți cetățeni. Deși acest lucru este desigur că bun, dar noi trebuie încă să vedem a cui meritul este. S-a schimbat atitudinea dumneavoastră față de doamna Sandu până a fi la președinție și după? Cred că nu. Noi nu prea ne gândim despre atitudinea noastră față de doamna Sandu. Doar că acum dumneaei deja nu reprezintă reprezentanța într-un fel sau exponență politică și noi așteptăm și în mai multe cazuri vedem pozițiile constructive, dar nu înțelegem ce se întâmplă cu această insistență cu alegeri anticipate și cu mai multe chestiuni care trebuia să se întâmple, pentru că ea, într-adevăr, are poziție puternică în lumea internațională și nu s-a întâmplat. Asta noi nu înțelegem. Vreau să ne referim acum câteva întrebări care sunt actuale. Cum priviți dumneavoastră răpirea judecătorului din Republica Moldova, judecătorului ucrainean? Actul de terorism în plină zi, așa spunem, când nimeni nu, chipurile nu a văzut nimic, nu știe nimic, toată lumea tace, doamna Sandu tace, SIS tace, parcă nimic nu s-a întâmplat, dar noi trebuie să recunoaștem că deja nu este sigur să trăim în țara noastră. Procuratura te amenință, oamenii sunt răpiți, cine n-ar fi? Noi nu știm dacă omul este vinovat ori nu, iarăși nu este de competența noastră, mai ales că este cetățean internațional. Poate să ajungem la agravarea relațiilor noastre între Republica Moldova și Ucraina. Și faptul că organele competente, mai ales SIS, în această situație nu cunoaște nimic, ridică foarte multe semne de întrebare și eu chiar sper că noi o să vedem lumină în acest caz și o să vedem cine a fost vinovat și cine a participat în acest act și în ceea ce s-a întâmplat. Exportul de grâu din Republica Moldova trebuie reluat sau nu? Este o întrebare foarte complexă, care nu trebuie să fie discutată politic și deciziile nu trebuie să fie luate la emoții. Trebuie să ne gândim la mai multe aspecte și eu presupun că înainte să răspundem la această întrebare, trebuie să ne consultăm cu mai mulți specialiști în domeniul respectiv. La Orhei, cum va fi sărbătorii Paștele? La momentul actual, din cauza stării excepționale, nu este planificat nimic și de când noi suntem în stare excepțională, nu sunt organizate niciun eveniment și nicio activitate. Și vreau să încheiem pe o notă pozitivă cu declarația dumneavoastră de averi. Aproape 800 de mii de lei într-un an, e mult sau puțin? E mult.
atâta timp cât alte persoane primesc până la 100.000. Cum e posibil ca un deputat să primească atât de mult? Ce aveți în vedere de a primi? De a venituri. De a avea venituri. Dumneavoastră trebuie să citiți atent declarația mea ca să înțelegeți că acești bani sunt împrumutați și eu în fiecare lună achit înapoi banii aceștia. Nu văd nimic ilegal în aceste cifre sau în declarația mea. Faptul că eu spun cinstit cum și ce este, nu trebuie să fie calificat ca greșeală sau nu trebuie să primească învinuiri din cauza aceasta. Și faptul că declar ce am primit și cât am primit și că am primit cadouri de ziua de naștere, oare este rău? Fiecare din noi primesc cadouri de ziua de naștere. Cred că unii cetățeni spune că unele cadouri de câteva mii de euro ar fi cam scumpe. Eu sunt vinovată că am primit aceste cadouri. Spuneți-mi, vă rog. Nu știu, dar... Eu nu cred că eu sunt vinovată. Am primit aceste cadouri și mă bucur pentru că inclusiv mă acoperă și o parte din cheltuielile mele. Adică le-ați vândut? Bani le-am vândut. Cadourile. Nu, acolo în declarația mea este scris că am primit bani de ziua de naștere. 15.000 de euro? Da, inclusiv. Super. Eu tot mă gândesc că e bine. Doamna Taberă, vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat și sper să ne revedem curând la o altă ediție. Mersi. Doamnelor și domnilor, atât a fost pentru astăzi. Ne vedem data viitoare cu un nou invitat. O zi bună la tuturor!